și botez și cununie și nuntă și ziua mea și majorat. Gura păcătosului, adevăr grăiește? Betty Salam ar fi însărcinată? Potrivit presei mondere, Florin Salam a cerut instanței să autorizeze nunta fiicei sale încă minoră. Ba chiar a depus o cerere la judecătorie în acest sens. Fiica artistului se pregătește să devină doamna Vișenescu în cel mai scurt timp, iar tatăl ei, celebru, se pare că trage toate sforile ca totul să se întâmple fără probleme. Oare de ce atâta grabă? Cătălin și-a surprins iubita atunci când a căzut în genunchi în fața ei și a pus pe deget un inel superb cu diamante. Cererea a fost și ea una specială, în văzul tuturor, chiar în mijlocul unui aeroport. Atunci s-a lăsat cu lacrimi, aplauze, dar și un mare da, cel mai important da. Betty și Cătălin trăiesc o iubire frumoasă de 3 ani și acum sunt gata să-și unească destinele. Despre fericitul eveniment, cei doi amorezi au vorbit fără perdea. Ne-am hotărât din prima. Cam de vreo un an așa ne-am apropiat. Un an și jumătate? Ceva de genul. Ne-am apropiat atât de tare. A avut foarte multă răbdare cu mine. Ce când va fi nunta? Nunta? Păi nunta peste 2 ani. Le faceți pe toate odată sau poate faceți cununia? Păi hai să facem asta. Și botez și cununie și nuntă și ziua mea și majorat. Da, nu? Facem cununia. Și majoratul ei. Și majoratul copilului. Dar am impresia că de la 16 mi se pare că se poate, nu? A, păi da. Acordul părintelui. Se poate. Voi nu stați împreună? Ba da. Acum da. Acum da. Noi am zis că cuplurilor cununia să fie mai restrâns. O să am o rochie foarte simplă, frumoasă, lungă. Veți vedea ziua aia. Iar viitorul tată-socru nu putea fi mai fericit. Ei se înțeleg extrem de bine. Asta mă bucură pe mine cel mai mult. El și-a dat acordul. Și noi am făcut. Și suntem fericiți. În ultimele săptămâni, lucrurile se pare că s-au cam precipitat, iar Florin Salam a decis să se implice personal ca să rezolve orice problemă ar putea apărea. Tocmai de aceea, Betty și tatăl ei au deschis o acțiune în instanță pentru a determina primăria sectorului 3 să acorde o autorizație în vederea căsătoriei până la vârsta majoratului. Procesul în care Betty, reprezentată de Florin Salam, iar iubitul ei, Cătălin Vișinescu, este părât, va avea primul termen pe data de 1 martie. Ei bine, toată graba asta este pentru că Betty așteaptă un copil, așa cum a scris presa mondenă? Răspunsul ni l-a dat chiar viitorul soț al superbei artiste. Nu, e adevărat. Cred că tu s-a scris. Ați fi înaintat o cerere de către judecătorie să se facă mai repede decât era programat la voi în august. Asta s-a stabilit de când am vorbit noi, că pe 25 august. Și așa sunt legile și trebuie să faci o cerere. Nu veți face mai devreme. Nu, pe 25 august, cu 3 zile înainte de ziua ei.